Bună ziua! Suntem înaintea ultimului meci de sezon regulat cu Sibiul mâine. Îl rog frumos pe domnul profesor Nicu Croitoru să ne spună câteva cuvinte. Da, este ultima etapă din campionatul regular. Un joc între două echipe cu mare nevoie de puncte. Sigur că obiectivele sunt diferite în cazul nostru și al adversarului, însă cred că nevoia de puncte este aceeași de o parte și de cealaltă. Un joc probabil foarte intens, așa cum a fost și cel de data trecută și așa cum sunt toate jocurile până la urmă. Și un joc de la care ne dorim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor suporterilor care au fost alături de noi și la Chiajna și care, așa cum am citit și în presă, sunt foarte implicați și doritori de performanță la Timișoara. Pe de altă parte, suntem preocupați să acumulăm puncte pentru că ne sunt foarte necesare în perspectiva play-out-ului. Întrebări, vă rog. Aveți totul valid? Din păcate nu. Și abordăm etapa cu 4 jucători lipsă față de jocul de la Chiajna, ceea ce reprezintă foarte mult. Însă sunt convins că cei care vor intra îi vor suplini cu succes. Cine? Păi avem 2 jucători suspendați, Scutaru și cu Rogoșici, și avem 2 jucători accidentați după jocul de la Chiajna, Doru Andrei și Panfile. Bun, alte întrebări? Accidentările sunt cât de grave? Păi, accidentările, în cazul lui Panfile, nu se pune problema să participe la acest joc. De fapt, el nici n-a făcut pregătire cu echipa în această săptămână. Iar la Doru mai avem încă așteptări. El are o inflamație la nivelul tendonului patelar. Este o problemă care apare din cauza suprafețelor dure. Ieri a ieșit din antrenament, încă de la început, a acuzat dureri. Să vedem care este starea lui astăzi. Practic, din declarațiile domnului Nica, iese că trebuie să continuați pe știința. Cum iese pentru dumneavoastră, ca antrenor, situația aceasta? N-aș vrea să comentez această situație. Pe noi ne preocupă ceea ce facem la echipă. Sigur că, din punctul meu de vedere, aveam nevoie să jucăm pe Dan Păltinișanu. Pentru că știința este, intră în altă categorie. Și a stadioanelor, și a calității gazonului și așa mai departe. Deci este un teren care probabil ne va crea niște probleme suplimentare în jocul de mâine și dacă vom continua acolo și în celelalte jocuri. Pe de altă parte, tot ceea ce lucrăm în antrenament, am lucrat în antrenament până la momentul ăsta, probabil că va trebui restructurat pentru că discutăm de alte dimensiuni, discutăm de o altă calitate a gazonului. Întâlnim o echipă bună a campionatului, cu pretenții clare de promovare, dar consider că echipa este într-un moment bun și dacă continuăm pe aceeași linie, cu organizare bună, cu atitudine bună, sunt convins că vom obține un rezultat bun mâine. Întrebări pentru Cătălin? Unde te simți mai bine? Te întreb asta pentru că acum va lipsi Panfile. Te simți mai bine în mijlocaș stânga sau fundaș? Postul meu de bază e fundaș stânga. E clar, mă simt mult mai bine ca fundaș stânga, dar pot să joc și mai sus. După cum ați văzut. Nu știu, acum unde este nevoie de mine, acolo voi juca. Eu aș vrea să-l completez. Este un jucător care are calitate și care poate acoperi foarte bine ambele poziții, atât de fundaș lateral cât și de mijlocaș lateral, pentru că
are mijloace de atac și permite să joace și mai sus în poziția de mijlocaș și lateral. Și eu cred că a demonstrat-o de fiecare dată când a intrat ca mijlocaș lateral. El a fost unul dintre jucătorii care a avut evoluții bune. Așa cum s-a întâmplat și la Chiajna, de fapt. Cum te-ai acomodat la zonă? Pentru că înainte ai evoluat mai mult în zona Bucureștiului. Sincer să fiu, nu mi-a plăcut deloc la București. Aici sunt alți oameni, oamenii sunt mai calzi. M-au acomodat chiar foarte repede, îmi place și orașul. E altceva, e diferit față de București și îmi place. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, ne vedem mâine la meci, iar apoi la marșul Respect pentru Sportul Timișorean și duminică plantarea Codru 2022. Mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim frumos!